Bună seara, dragi prieteni și mai puțin prieteni. Uite că se conturează o chemare la urne mai timpurie așa. Ne-am gândit să luăm la cântărice și cum e prin urbe. Hai că și rimează, uite. Asta dincolo de filmulețe fanteziste, mostre de laudă turbionară și alte dovezi de herculianism la scenă greșită. Scurt pe doi, l-am invitat în această seară la dialog pe președintele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanțe, Impozite și Taxe din Consiliul Local Timișoara, domnul Dan Diaconu. Bună seara, domnule Diaconu. Bună seara. Bună seara, Mircea. Eu am așa o chestiune de ultime zeci de ore. Mă uit, mă crucesc, mă minunez. Știu că și pe dumneavoastră v-au enervat niște aspecte prin toamnă legate de instituțiile de învățământ din oraș. Aș porni de aici că încă se încearcă rostogolirea filmulețului cu sala de sport de la Generală 25. Eu acolo am terminat școala generală, acolo mi-au fost și copiii la școală. E cumva mai de lângă suflet, de lângă inimă și îmi stă mintea în loc când văd ce apare prin anumite filmulețe, câtă laudă de sine și de... Ca să recapitulăm ce a fost cu acel proiect vechi de ani de zile, de altfel. Cu drag recapitulăm. Altfel, cumva era și părerea mea și cred că mi-am și exprimat-o public că avalanșa asta de filmulețe, de mângâiat copiii pe creștet și de aruncat haina într-o formă foarte dinamică a domnului primar, nu prea are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă real în urbea noastră, foarte prost administrată din punctul meu de vedere. Iar sala de sport la Școala 25 este una dintre sau unul dintre elementele care tocmai demonstrează un astfel de foarte, foarte prost management. Proiectul acesta l-am gândit și am fost implicat absolut personal în el. Cred că în 2019 am început acest lucru din punct de vedere al proiectării. În ideea de a obține fonduri europene, pe de-o parte, pentru că e evident, e un edificiu care contează din punct de vedere financiar în mod evident, dar pe de altă parte, această sală de sport era gândită cu totul alte condiții și am să vă spun și puțin de ce am gândit-o așa. Practic, cu excepția Sălii Olimpia, în momentul de față, o sală care să poată fi la standard de competiții, și mă refer la competiții pentru copii, pentru tineri, pentru juniori, nu mai există în Timișoara. Dacă mergem la sala de sport de la Clubul Sportiv Școlar, veți vedea că parchetul e un pic în valuri de valuri de o dimensiune remarcabilă, în ea plouă și așa mai departe. E o sală care nu ține de primărie, ține de minister, dar era singura care mai avea oarecum capacitatea aceasta. Iar terenul de la Școala 25 permitea o sală de mari dimensiuni. Eu visam acum mulți ani, Doamne, cum ar fi aici un... Și atunci gândisem o sală, și pentru asta am și creat proiectul și studiul de fezabilitate, o sală de mari dimensiuni cu tribune, 350 de locuri, cu vestiare, cu un loc în care copiii să se simtă cu adevărat într-o competiție și nu într-o sală aruncată într-un fund al României. Și asta ar fi contat, eu cred că ar fi contat foarte mult pentru copii și, sigur, evident, eu știu, activitatea principală pentru această sală era să deservească Școala 25. Ați obținut fonduri? Sigur, am obținut finanțarea pentru sală. Pentru o lungă perioadă nu s-a prea întâmplat nimic acolo, iar zilele trecute, săptămânile trecute, l-am văzut pe domnul primar într-o descindere extrem de dinamică în zona acelei săli. A fost pentru prima dată când am putut vedea și eu interiorul sălii și, mă rog, primăria a revenit apoi cu câteva poze de, acolo. Am fost șocat, pentru că nu seamănă cu ce nimic. Randările care sunt, de fapt, mai sunt banii europeni? S-au pierdut? Banii s-au pierdut în mare parte. 7,4 milioane. 7,4 milioane de lei sunt pierduți din fondurile europene la această, școală. Absorbția la 31 decembrie, adică banii efectiv pe care i-a recunoscut ADR-ul la plată din această sală, sunt undeva la 27% din valoarea proiectului, dacă nu mă înșel. Adică apropo de restul trebuie să-i punem din bugetul local. Îi punem din bugetul local, alături de alți până la 240 de milioane. De ce s-au pierdut acești bani? Din incompetență 100%. Nu există o altfel de explicație atâta timp cât din lista de 44 de proiecte finanțate la ADR, tu ai reușit să termini în timp util 3 sau 4. Este revoltător din punct de vedere al unui mandat în care trebuia să se înseamnă pierderi, dacă e să o gândim strict capitalist, așa. Făcuse primarul Robu un calcul la un moment dat din toate hotărârile de Consiliul Local și n-aș vrea să-mi asum paternitatea și cifrele sunt corecte. Sunt 240 de milioane de lei pierdute. Iar o astfel de performanță, în ghilimele, nu o veți întâlni niciunde în România. Practic, procentul de absorbție publicat acum pe site-ul ADR West nu e de 99%, este puțin de peste 50%. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat și totuși am o experiență în spate din punct de vedere administrativ, din punct de vedere al Ministerii Fondurilor Europene, nu în Timișoara, nu s-a întâmplat niciunde în România, într-un oraș nici măcar de dimensiunea Timișoarei, în unul dintre orașele mijlocii sau mari, să pierzi un astfel de procent din banii pe care îi aveai la dispoziție. Aceștia sunt însă doar programul operațional regional. Lăsasem finanțări de 23 de milioane de lei pe programul operațional asistență tehnică. Acolo erau proiectele pentru viitor. Regenerarea urbană din Fabric, sinagoga din Fabric trebuia să fie acolo, centrala hidroelectrică de la folosită acum de Colterm ca monument, drumul de legătură și podul peste Bega de la Pasajul Solventul și așa mai departe, câteva proiecte foarte, foarte importante la care s-a lucrat și care au fost preaprobate de către ADR. Ele urmau să fie implementate în exercițiul financiar următor, cel care tocmai a început acum, iar banii aceia erau pentru proiectare. Să vă pregătiți cu aceste proiecte, astfel încât din prima zi să puteți să absorbiți deja în execuție sumele acestea. Acolo aș paria, încă nu sunt datele publice, aș paria că acolo procentul este de 0%. Pentru că niciunul dintre aceste proiecte, niciunul dintre aceste proiecte nu a fost finalizat la timp. Singurul care se mai apropia oarecum de zona de PT era cel din Fabric, care în zona de proiectare a născut atâtea și atâtea probleme cu rezidenții. V-aș spune numai una dintre ideile crețe din acel proiect, anume că lângă Biserica Millennium, care este una dintre minunile arhitecturale ale acestui oraș, se construiește un teren de sport. Ok, hai că intrăm în comedie, Comedy Channel, Dumneavoastră, domnule Diaconu, aproape în fiecare ședință de Consiliu Local, acolo sunt două voci, Diaconu și Iliescu. Sigur, există și domnul Ciuc, există domnul Țoan, că sunt mai multe voci critice, dar două voci critice ascuțite sunteți dumneavoastră, care le ambalați. Doamna Iliescu, ea e foarte aplicată și vocală și e foarte bine că e așa. Dumneavoastră ignorați cu eleganță, ca să zic așa, în general, limbajul de autobaz a domnului viceprimar Lațcău, care singura lui armă sau singura lui contraapărare e limbajul de autobaz atunci când nu are argumente. Dar vorbind despre competență și incompetență în administrația locală, de la pierderea a sute de milioane de lei pleacă chiar și de la lucruri mici. Îmi amintesc când s-au concesionat cimitirele. Le-ați atras atenția live în ședința de Consiliu Local că era greșită, până și textul hotărârii era greșit, el făcea referire la niște piețe. Da, da. Iar în articole era vorba despre cimitire. Deci, păi unde merge un teren de sport lângă biserică emblematică, poate merge și o piață în cimitir, cine știe. Astea sunt cele mai... Adică e tipul de proiecte copy-paste care ni se aduc de multe ori în față. Ultimul dintre ele este cel cu hărnicia în dărâmarea garajelor, care avea ca să zic, bază juridică legea 215 din 2001, legea administrației publice locale, lege care nu mai există din 2017, a fost aprobată, sunt numai 7 ani de când s-a abrogat. E hilar, din păcate. Ceea ce mi închipui eu în continuare este că Consiliul Local ar trebui să fie un for de dezbatere și cred că pentru asta m-au trimis cetățenii aceia, mulți puțini care m-au votat. Asta trebuie să fac eu în Consiliul Local. Mai ales când vă prezentați ca președinte al Comisiei de Buget, Taxe și Impozite, ca să înțelegeți cât de bine și ce înseamnă pentru administrația actuală Consiliul Local toate proiectele de hotărâre cu referire la taxele și impozitele mărite, triplate și așa mai departe de către actuala administrație, avea și cu aviz negativ din comisia pe care o conduc, lucru care nu a contat vreodată, pentru că există, desigur, mașina de vot, iar dezbaterea reală în Consiliul Local pe text, pe elemente și pe oportunitatea reală a unei hotărâri de Consiliu Local nu există la noi. Ce să mai vorbesc de buget? Iată, suntem în al 4-lea an al acestui mandat de Consiliu Local. Noi nu am primit odată bugetul în comisie la timp, rectificările niciodată nu le-am primit, toate sunt pe lista suplimentară, vin cu 2 ore înainte. Adică exact lucrurile pe care Dominic Fritz și cei din jurul lui spuneau că nu le-ar face niciodată, toate se întâmplă acum. Sigur că e mai puțin de înțeles pentru cetățean și eu pot să îmi dau seama că un limbaj tehnic sau felul în care este gândit o hotărâre de Consiliu Local sau în ce măsură ea respectă legea sau nu respectă legea e poate mai puțin important pentru timișoreanul care până la urmă e interesat să nu mai stea în trafic, să vadă rezultate și așa mai departe. Dar este totuși de spus că mare parte dintre rezultatele proaste vin în urma unor hotărâri de Consiliu Local proaste. Și de asta e nevoie de dezbatere în acel for. Din păcate, dezbaterea, cum spuneam, nu există. E o serie de perorații politice în general. Da, suburbane. Și apoi un vot care se rezolvă de fiecare dată așa cum majoritatea consacrată în urmă cu 3 ani și ceva. Bun, eu v-aș propune să ne întoarcem pentru că intenționam această radiografie super milimetrică asupra situației reale din oraș, pe investiții, pe dezvoltare, fiindcă una e să te lași dus de nas cu filmulețe și să crezi că trăiești în cea mai eco și ultra-trăznet colonie de pe Marte, și alta e să cobori un picuț în oraș și să iei la răsfăit proiecte care multe dintre ele trebuiau să fie, așa cum ați și precizat, ați punctat acum câteva minute, erau pregătite, trebuiau să fie în diverse stadii, unele gata de mult, dar ne alegem cam cu praful de pe tobă sau de pe mapa proiectelor respective. Haideți să mai enumerăm câteva, pentru că sunt cazuri în oraș, de exemplu, așteaptă lumea, că deja e suficient de mult timp a curs de când au început lucrările acolo pe cetății, cu linia de tramvai, a ieșit cu un cântec de toată splendoarea. Și acolo îi pare blocată. Când o fi gata? De ce s-a împotmolit în halul ăsta? Primăria avea diriginte de șantier acolo. Cum a fost posibil să te prinzi că dă tramvaiul un stâlp când îl pui la proba practică, vorba aia. Asta din ciclu incidente tip Caracal, dar ele, sistemic vorbind, sunt mai multe. Sunt foarte, foarte, foarte multe proiecte care nu sunt finalizate sau sunt finalizate prost, sunt quasi totalitatea lor, practic. Pe cetăți, într-adevăr, cu o parte a feței am râs pentru că mă așteptam la un astfel de lucru care să se întâmple mai devreme sau mai târziu, pentru că e doar o încununare a tuturor prostiilor pe care le-au făcut pe acel bulevard și felul în care au modificat proiectul este absolut de râsul lumii, iar explicațiile sunt de râsul lumii. Sigur, cu partea cealaltă plângi pentru că este un element important în mobilitatea din orașul ăsta. Nu poți să-ți bați joc de el. Da, e finalizat, iarba e verde pe linia de tramvai, doar că nu merg tramvaiele. Uneori se mai împotmolesc încât un stâlp, nu merg tramvaiele nici în momentul de față, deși teoretic proiectul a fost finalizat la 31 decembrie și bănuiesc că recepționat într-o formă sau alta, chiar dacă cu remedieri. Doar că pe cetății am pierdut spațiu verde, pe cetății am pierdut locuri de parcare, pe cetății avem benzi de circulație, în cazul în care ai o mașină de gunoi în față, eu nu cred că îți permiți să treci pe banda a doua. Toate aceste lucruri explicate plastic de către domnul primar, noi nu construim autostradă în oraș. E absurd. E rolul acelei artere și de asta e arteră cu 4 benzi, ca să funcționeze din punct de vedere al fluenței traficului. Să nu stai în spatele unui camion sau unui autobuz pentru că, uitându-te cu jind la jumătatea de bandă care a mai rămas până la bordura de jumătate de metru, că acolo nu s-a făcut risipă la material. Sunt foarte, foarte multe probleme pe cetății, dar poate mai puține probleme decât uriașele probleme pe care le avem pe Bogdăneștilor, spre exemplu. Nu? Bogdăneștilor, la rândul ei, o lucrare care a pierdut fonduri europene, era finanțată prin fonduri europene. Acolo cât s-a pierdut? Sincer, n-aș ști să o spunem, undeva peste 30 de milioane. Peste 30 de milioane de lei. Da. S-au pierdut pentru lucrarea de pe Bogdăneștilor. Da, parte din valoarea întreaga proiectului, nu am acces exact cât din fonduri eligibile, cât din fonduri neeligibile, dar această sumă a mai rămas de plată din bugetul local în anul 2024. Nu știu cum se va termina această lucrare, trecând peste problemele majore acolo, de la pus bețe de 5 centimetri până la, dacă îmi dați voie, benzile la fel de înguste, dacă vălurite. Dacă îmi dați voie să vă întrerup cu o dare de seamă primită de la cineva foarte tehnic care lucrează acolo, bineînțeles că nu o să-i dau numele, spune așa: nu poate circula tramvaiul pe Bogdăneștilor deoarece nu are buclă de întoarcere. Sigur că. Iar certificatul de urbanism a fost depus de-abia acum. Mai exact, a fost depus în 16/1/2024, Calea Bogdăneștilor CF tralala, amenajare buclă tramvai provizorie Calea Bogdăneștilor. Și continui spunându-vă: mii de butoni reflectorizanți neconformi, cei montați pentru separarea benzilor de circulație. Partea reflectorizantă roșie nu o să vadă nimeni niciodată, deoarece nu va circula nimeni pe contrasens. Deci e inutilă. Invers. Da. Gurile de scurgere sunt montate mai sus decât carosabilul, capacii de canal încep să surpe, exemplu, intrarea cu cetății. Bețele sunt puse strâmb. Dacă au norocul să se prindă, vor agăța tramvaile. Se referă la celebrii copăcei care au fost mai subțiri, da, mai groși, mai departe. Spectacol. Fâșii de spațiu verde 10-15 cm, denivelarea carosabilului foarte mari, de exemplu, în sensul de mers spre cetății înainte de intersecție. Sigur, însoțit și de fotografii, pentru că nu-mi place să vorbesc nedocumentat, asta fiind doar unul dintre exemplele eșecurilor care, în mod deloc întâmplător, actuala administrație știe să le ambaleze, în special pe Facebook și zici că mai mănânci ciocolată fină. Da. Pot să le ambaleze pentru că Bogdăneștilor nu este în momentul de față o stradă care să deservească mai mult decât cartierele din zonă, Ronaț, Blașcovici și așa mai departe. Ca atare, restul de 3 sferturi de oraș poate să creadă că, într-adevăr, acolo este o lucrare extraordinară. Omul are perfectă dreptate. Am fost pe Bogdăneștilor, intrarea de pe Cetății și o bună bucată de drum reprezintă o suită întreagă de dealuri și văi într-un asfalt care ar trebui să fie proaspăt turnat. Dar pe de altă parte, acest proiect este un proiect de mobilitate electrică. Înseamnă că trebuie să circule tramvaiul pe acolo, pentru asta s-a făcut Bogdăneștilor, sigur cu extinderile parțiale de șosea și cu gospodăria subterană, care erau sigur foarte importante pentru zonă, dar acesta este inelul 4 al orașului. Este zona care trebuie să continue cu pasajul solventul, ca să nu mai vorbim despre dumneavoastră, că tot vorbeam de dumneavoastră. Roxana Iliescu s-a dus acolo și a filmat alaltăieri zilele astea. Taman când mai veneau 3 milioane de la București pentru acel pasaj, e mai de la ora 14 și jumătate s-a dus pe șantier, nu era nimeni. Dar nu e nimeni de luni, de zile, nu se pune. S-au tras niște betoane, dar teoretic acușica vine și gaura pe sub șina de tren imediat, ca în filmele cu Arabella, deci dai din inel și se întâmplă, numai că nu se mai întâmplă. În filmele cu Proști, pentru că gradul de realizare a acestui pasaj, din opinia primăriei, este de 47%. Deci asta înseamnă că mâine, poimâine trecem de jumătate, acolo este o groapă în momentul de față, cu pereți mulați de intrare. Cu bani dați, cu bani primiți. Cu bani primiți din programul hulit de Anghel Saligny, USR, ca o nenorocire de program Anghel Saligny. Norocul lor este că Anghel Saligny nu are un termen limit în care trebuie să-și facă lucrările și atunci încă mai absorb din el. Ce are un termen limită e importanța acestui pasaj. Exact. Pentru că el, în fapt, ansamblul Bogdăneștilor, pasajul solventul are un sens. Bogdăneștilor, sigur că deservește și ajută calitatea vieții a oamenilor din zonă. Dar pentru mobilitatea urbană, aproape, dar pentru mobilitatea urbană a orașului nu înseamnă foarte mult în sine, ci tot ansamblul de proiecte care au fost gândite, nu? Bogdăneștilor avea contract de execuție când am plecat din primărie. Adică nu au trebuit să facă altceva spectaculos pe Bogdăneștilor, ci doar să supravegheze lucrările, să vadă că se întâmplă în ritmul în care trebuie să se întâmple și că se va întâmpla și la timp și să facă amărâta aia de buclă, pentru că este absurd dacă tu ai cerut certificatul de urbanism în 2026 ne vom întâlni cu bucla, deci în 2026 probabil în ritmul pe care l-au ei va circula tramvaiul pe acolo și atunci mă întreb la sfârșitul anului viitor, când se termină și anul în care poți plăti din bugetul local și vine ADR-ul și te întreabă: măi omule, dar unde-i tramvaiul? Că pentru asta s-a făcut proiectul. Mă întreb ce vor răspunde sau cine va răspunde, pentru că la momentul respectiv eu sper să fie plecați deja de un timp din când le iei pe rând așa și îți dai seama de dimensiunea fenomenului. Pe cuvântul meu, oameni buni, pe mine mă tentează, mă încearcă senzația de sabotaj, pur și simplu. Dacă mai iei de-a fira păr așa istorică, sunt totuși 3 ani și ceva, ți-aduce aminte de amenziile alea primite pentru că nu s-a făcut ce trebuia cu Colterm și alea sunt niște zeci de milioane, când mai pui niște zeci de milioane de acolo, de dincolo, ai impresia pur și simplu că parcă s-a încercat dărâmarea acestui oraș, adică încălțarea lui, aruncare de bani peste orice, numai să nu iasă. Se dărâmă și la propriu, nu e o problemă, dar oricum, din punctul ăsta de vedere al banilor pierduți, discuția asta a existat și în Consiliul Local și presa a scris despre ea, pentru că ei s-au folosit de un mic tertip acolo vis-a-vis de vechiul por și nou por sau ceva de genul ăsta. Aia nu înseamnă că banii nu sunt pierduți. Dar banii sunt practic pierduți. Banii sunt pierduți, sigur. Cei 5 milioane care tu îi accesezi de pe nou por, ți se taie de pe nou ca să poți folosi din vechiul. Deci tu, practic, matematic îi pierzi. Exact. În disperare de cauze, probabil, văzând, poate mai există și alții, ca în exemplu Timișoare, m-aș îndoi, la un moment dat Ministerul Fondurilor Europene a permis unora dintre proiectele nefinalizate, nefuncționale, să treacă de pe un program pe altul, astfel încât să nu piardă complet finanțarea. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă că de pe programul ăsta nu ai absorbit banii și asta se întâmplă pentru 4 sau 5 proiecte, restul rămân la fel de nefinalizate. Ba mai mult, din următorul program, următorul exercițiu financiar, care a început de fapt anul acesta, practic, tu iei și din banii pe care îi puteai să-i accesezi pentru alte obiective și îi folosești pentru, sperăm noi, a finaliza aceste proiecte. Da, nu e niciunul gata. Vorbeam de zona de învățământ. Păi, Liceul Ungureanu, care este una dintre cele mai mari finanțări pe care le obținusem pe zona de învățământ, de 25 de milioane de lei, 5 milioane de euro. Cu care s-a și lăudat. Și cu care s-a lăudat din nou, iată cum am restaurat acest monument. Trebuie să fie gata de 1 an și jumătate. Nu e gata, nici măcar nu se apropie de a fi gata, din nou bani pierduți și acolo. Bani pierduți la Waldorf, unde școala aceea luminoasă, a vizitat-o și pe aceea și am observat că singurul lucru, cumva, dincolo de cât e de actor mai bun sau mai prost, eu tot îl văd stingher în zonele astea de șantier, pentru că real nu cred că știe foarte multe despre locul în care se află și atunci e destul de departe de ceea ce ar trebui să fie. La Waldorf ne-a spus că uitați-vă, clasele sunt luminoase. Păi da, dar clasele trebuie să fie luminoase până la 31 decembrie să fie finalizată lucrarea. Apoi am mai fost la o creșă și ne-a spus uitați-vă câtă lumină pe geamuri, sigur că e frumos, dar nu era mai frumos să o termin la timp ca să poți să iei banii europeni? Da, toate lucrurile astea sigur că se întâmplă. Școala 30 nu e finalizată, la fel, un obiectiv. Bine, toate sunt inaugurate, dar ele în realitate nu sunt finalizate. Pe filmulețele și de postările de Facebook toate sunt gata, toate sunt terminate. Ce să mai vorbim de zona de sănătate? Nu? Spitalul de copii a rămas în grad de execuție 95%. Da. Astăzi e 95%, adică nu cred că s-a mai dat cu un tifăr pe acolo, poate că o fi 97. Există o fațetă, că spuneam la începutul discuției noastre că v-ați enervat în toamnă și ați ieșit prin noiembrie, pe la început de noiembrie, dând două exemple, liceele Anicoandă și cel de industrie alimentară, unde acolo stă un pic diferit povestea. Nu, dar da, cu proiectul vechi îl înaintăm ca și cum ar fi al nostru și așa mai departe. La raportul de 3 ani, cred că, da, 3 ani, a făcut el ceva mare întâlnire la Cinema Timiș, pe una dintre hârtiile respective ce le-am pățit pe acolo, era o listă de proiecte ale lui, nu ale altora, pe care când m-am uitat, m-am crucit. Era absolut spectaculoasă lista. Din ele, jumătate erau proiecte realizate înainte și depuse. Adică înainte de venirea lor, da. De aici le-am dus la autoritatea finanțatoare, care mi-a dat bani pe ele. Cam asta s-a întâmplat. Alte vreo 30% erau proiectele altora, ale universităților, ale spitalelor, cu care ei erau parteneri în calitate de ordonatori de credit. Adică au semnat cererea de finanțare. Cam asta s-a întâmplat. Și o mică parte erau bazate, cele legate de înnoirea transportului public, fie pe contracte realizate anterior în cazul tramvaielor, în cazul troleibuzelor, pe studii de fundamentare realizate anterior, unde chiar nu s-a modificat nimic. Știu, când s-a depus ceea de finanțare, m-am uitat la studiile de fundamentare, era exact acela realizat în 2007-2008, 2017, dacă nu mă înșel, pentru 2017-2018 pentru finanțarea de la autobuzele electrice și pentru finanțarea de la troleibuze de la momentul respectiv. Și, da, cam asta e ceea ce s-a realizat până acum. În continuare putem spune cu mâna pe inimă, zero proiecte proprii construite. Câteva randări, un concurs pentru Piața Operei, unde care... toată lumea a primit premiu, dar de fapt nu se va întâmpla nimic. Deci ăla e incredibil. Ăla are un premiu. Ce sunt? Capitala culturală, acolo, apropo, investițiile pe care trebuia să le realizeze, nu de alta, dar paginile alea din caietul de candidaturi le-am scris cu mâna mea. Adică chiar mi-e foarte greu să nu remarc care e diferența între ceea ce trebuia făcut și ceea ce nu trebuia făcut. S-au inaugurat 2 cinematografe, unul foarte târziu, Timiș, n-am mai contat pentru anul 2023. Nu l-am mai prins, practic. Victoria, care era realizat în proporție de 30% în momentul în care am plecat din primărie. Ce nu s-a realizat? Turnul de apă avea finanțare norvegiană în momentul în care am plecat din primărie. S-a făcut poză frumos. S-a făcut poză frumos. S-a cheia film. Acolo nu mai este nici contract de execuție, finanțarea s-a pierdut complet, toată finanțarea. Da, acolo sunt niște bălării și o gheretă, au fost nu se mai întâmplă, nici nu are ce să se întâmple, pentru că s-a reziliat și contractul de execuție. O altă finanțare plecată, la revedere, că erau 20 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, sau 24, ceva de genul ăsta. Și o finanțare obținută foarte greu. Au fost foarte, foarte multe proiecte atunci și cu greu am reușit Multiplexity să prindă Capitala. Au început să explice la un moment dat că curtea pavată de la Muzeul Miclo și realizat tot anterior, acela este Multiplexity. Nu e niciun Multiplexity. Acolo s-a făcut un curs de soluții, este vis-a-vis, în locul în care bălăriile sunt mai mari decât tramvaiele care sunt ruginite ce mai stau pe acolo. Nu s-a făcut niciun pas, nu se va întâmpla și cu siguranță nu se va mai întâmpla în momentul de față, pentru că nu mai există nici lucrul ăsta. Dar poate și mai dureros e Centrul Cultural de pe strada Mărășești, în locul fostului spital de dermatologie. Ca să se poată întâmpla în lucrul ăla... în punctul zero. Ca să se poată întâmpla acel centru cultural, noi am trebuit să construim un spital întreg în complexul studențesc unde dermatologia a mers. Un spital de la zero, practic. Exista doar o structură acolo, am eliberat dermatologia, am făcut proiectul, am lansat licitația de execuție și am dat și ordinul de începere în momentul în care am plecat. 2 ani de zile, acea clădire de secol XVIII este, cred că, a doua clădire din punct de vedere al istoriei construită ca al vechimii din Timișoara, asta fără acoperiș. Nimeni nu s-a atins de el, a stat pur și simplu fără acoperiș. Acoperișul demontat în ploaie, în ninsoare, 2 ieri. Ori asta mie mi se pare, din punct de vedere al patrimoniului, aproape o crimă. Dacă asta nu miroase a sabotaj, apropo de ce spuneam. Nu s-a întâmplat nimic, nu e finalizat. Eu nu știu, ei pot fi... Deci s-a pierdut, ca să punctăm, Mircea, s-a pierdut și acolo finanțare. Da, acolo era finanțare guvernamentală, nu s-a mai... la București, nu s-a mai... Nu știu dacă i-au redistribuit pe alte proiecte, dar cert e că acel proiect nu se apropie de sfârșit, e exact aproape în același stadiu acum s-a făcut acoperișul. Dar nu se întâmplă nimic acolo și nu se întâmplă în niciunul dintre proiectele pe care erau imaginate acolo, cu excepția, repet, acele 2 cinematografe, dar care nu trebuia să fie 2, trebuia să fie 6 în momentul de față. Studiul nu e gata, Dacia nu este gata, acum de Freidorf nici nu s-au apucat. Foarte, foarte multe astfel de... Și mai era unul în Mehala. Da, și Mehala, unde cinemaul ăla, eu am să fac un articol în ziar despre el, pentru că cinemaul ăla avea o șansă de a fi reabilitat de către un privat care a pus acolo foarte mulți bani și foarte mult suflet, și privat căruia actuala administrație a dat un șpiț în partea dorsală și l-a executat de acolo. Ok, deși omul își plătea totul la zi, pentru că urmau să facă ceva ce nu s-a mai întâmplat, a ajuns o ruină. Multiplexity, într-adevăr, nu există, există minciuna multiplexity, pentru că atâta au învârtit-o, în special pe Facebook și în mass media care servește scopului lor, încât oamenii n-au mai înțeles care-i multiplexity-ul și care-i cealaltă curte. Nimeni n-a înțeles, așa frumos cum a spus mai înainte, domnule, multiplexity trebuie să fie aici unde sunt bălăriile mai mari decât tramvaiul. În realitate nu există curtea de la Micloș și altceva. Da. Asta e foarte important de menționat. Așa e. Da, vreau să mă bag un pic în seamă și să revin la acea prezentare de la Cinema Timiș, locul în care plouă dintr-o tavan în hol, câtă ură mi-am luat pentru articolul ăla de la toți postacii, dar vă anunț cu regret că în continuare plouă în hol. Nu plouă, este condensat la aparatele de aer condiționat, dar nu e normal să-i plouă mai sandu în cap când trece pe acolo, într-un cinematograf proaspăt inaugurat, cu nu știu ce arbuști japonezi, cu, mă rog, în fine. Ce vreau să zic este despre acel eveniment, 3 ani de mandat, acea dare de seamă Obama style. O colegă de-a noastră de presă, jurnalistă din Timișoara, ceruse o listă cu proiectele actuale administrații, pe legea 544 la informație de interes public, și nu i s-au dat. Și a așteptat fata peste termenul legal de 30 de zile, a așteptat, a mai întrebat, bă, da, am dat și mie proiectele aia, nu știu ce. Surpriză, îmi trimite o poză de la gala asta, 3 ani de mărețe realizări, și mă uit în poză și ce văd? Fluturașul care se împărțea la, la comitetul de partid era exact ce spunea dumneavoastră, fluturașul cu acele multe proiecte, dintre care vreo 3 erau ale lor, începute și neterminate, și mai erau 40 care nu erau ale lor. Râdem, dar nu e râsul nostru, fiindcă e vorba de oraș până la urmă, e vorba de Timișoara în care locuim, acum, care e a noastră. Dacă plâng, nu se rezolvă problema. Problemele nu se rezolvă nici prin plâns, nici prin râs. Stările emoționale extreme nu ajută cu nimic. Aici e vorba de pragmatism, până la urmă, care, din păcate, nu există în administrație la noi. Există, dar ceea ce există cu siguranță este un mare haos, și am spus-o în repetate rânduri, pentru că haosul este în întregul sistem administrativ local. Sunt oameni, și mă întâlnesc cu foștii mei colegi, nu că doar am petrecut cu mulți dintre ei 8 ani, 7 ani, 6 ani, depinde când au venit în primărie, și îmi spun că nu au idee de cele mai multe ori unde trebuie să trimită o adresă. Această organigramă a fost schimbată 15.000 de ori, oamenii puși, mutați, schimbați, fără niciun fel de legătură cu competențele lor, ci doar ca să umple un birou sau o organigramă, și asta se reflectă în mod direct în performanța administrativă, pentru că nu că ar putea, dar și dacă ar vrea și dacă ar fi geniali, tot n-ar putea să administreze orașul între ei. Domnul Fritz, domnul Lațcău și domnul Craiveanu. Nu cred că se poate întâmpla un astfel de lucru, și atunci ordinea asta ar trebui să fie construită, deși am înțeles că se curăță organigrama, pleacă corupții, un mare pretext acum, am avut acum vreo 2 ediții invitați pe tema, un mare pretext ordonanța aia Ciolacu, deci numai bine vine ca o mânușă pentru a încerca să pună totuși echipa pe care și-o doresc pe roate. Să dea afară oamenii incomozi și să nu se eliberează posturile, ci se angajează oamenii incomozi. Așa se întâmplă în momentul ăsta la STPT, ale cărui... Unde va fi protest mâine de la 11. Nu știam asta, dar foarte bine, o să fim și mâine acolo. Sigur, o să facă domnul Irimuș live-ul, că el e specialist în live-uri. Urmăriți-l pe Petre Irimuș, noi nu facem live-uri, deși poate o să facem, mai știi, ce apucă și pe noi. Vreau să spun, 4 mașini de la STPT care deserveau Direcția de Asistență Socială pentru persoanele cu disabilități, să le ducă în dreapta, în stânga, unde au nevoie. Mașinile au fost pretate weekendul trecut, vinerea trecută, către Direcția de Asistență Socială. Sigur, fără șoferi. Șoferi categoria B, au rămas la STPT. Li s-au spus, băieți, ori plecați acasă, ori dați examen pentru șoferi de autobuz, că de aia avem nevoie. Și aici vin cu încă o completare, tot șopârlă, dar șopârlă adevărată. Sunt șoferi de autobuz, troleibuz, pe care i-au dat afară și pe care acum i-au sunat și i-au chemat înapoi să vină pe cele electrice pentru că nu au șoferi. Deci așa un haos administrativ și de management, nu administrativ neapărat, un haos de management nu există. Trimiți mașinul la Direcția de Asistență Socială, Direcția de Asistență Socială nu are șoferi pentru ele. Are niște șoferi, dar care se ocupă cu alte treburi, deci ăia fac un fel de timp în plus de lucru, își dublează ziua de muncă. Mi-a spus săracă purtătoare de cuvânt de la Direcția de Asistență Socială, zic, nu știu exact cum o să ne descurcăm, o să ne deblocăm niște posturi, când se poate, în iunie, în iulie. Zic, bun, dar erau 4 oameni la STPT care cu asta se ocupau de ani de zile, îi cunoșteau pe pacienți, cunoșteau aparținătorii, cunoșteau traseele, adresele, de unde să ia, unde îl duce, pe ăla la dializă, pe celălalt la ce are să nu la dializă, mă rog, în fine, da, ce nevoie au ei. Nevoie, da. Nu s-a găsit nicio cale de compromis, iar aia 4 oameni săraci au categoria B, adică STPT-ul nu are nevoie de ei, bă, dacă vreți șofer de autobuz, bine, dacă nu, marș acasă. Doar că unul, de exemplu, din cauza problemelor de sănătate, nu poate obține permisul pentru condus autobuzul și licența pentru transport persoane, aia individuală, care trebuie să o aibă șoferul. Nu mă pricep foarte bine la lucrurile astea. Dar e încă un exemplu de cât de bine, cât de priceput e managementul societăților din subordinea primăriei, ca să nu mai vorbim de aparatul primăriei, ca să nu mai vorbim despre faptul că eu nu înțeleg nici partea de comunicare dintre Consiliul Local și Primărie. Adică de câte ori v-ați plâns și dumneavoastră și doamna Iliescu de faptul că nu primiți documentația completă sau primiți o documentație eronată sau o primiți în ultimul moment și aprobați, legați la ochi niște lucruri. Da, nu le aprobăm chiar toți, că unii mai votăm și împotrivă. De multe ori, unele lucruri mi-aduc aminte doar de vestita preluarea patrimoniului Colterm, care s-a lăsat cu mari probleme și care ne-a fost livrată cu o oră și jumătate înainte de ședința de Consiliul Local. Era o documentație de peste 400 de pagini la momentul respectiv, cu tabele și tabelașe pe care nu aveai de unde să le identifici. Sigur că nu am votat un astfel de proiect, dar cam ăsta este stilul. Un proiect cu mari probleme de legalitate. Mari probleme de legalitate. În sfera penalului. Da, nu știu cum va evolua el, dar cu siguranță acolo au fost incluse niște elemente care nu țineau de domeniul public al orașului și da, foarte, foarte complicat. Altfel, despre Colterm numai de bine când are stocuri de cărbune, dar mai avem vreo lună și reluăm discuția pentru că nu vine termenul din aprilie când trebuie să cumpere din nou certificate. Atunci Colterm nu mai este responsabilitatea Coltermului, nu mai are treabă cu primăria. Doar atunci când are stocuri este primăria. Iarna asta au fost și stocuri, Coltermul a mers, n-am nimic cu administratorii de acolo, speciali, nespeciali, cum or mai fi ei, n-am nimic nici cu directorul. Da. Nu e frumos să dai afară oameni fără motiv, nu e frumos să ai... O să dau un spoiler dacă chiar o să uite cineva din Colterm, poate chiar domnul Amza, că e administrator special. Am eu o factură de 8.000 de lei de cafea. Eu mă întreb câtă cafea bea angajatul Colterm, pentru că nu e pentru toți angajații, doar pentru birouri. Bă, băieții tremură rău dacă beau cafea de 8.000 de lei într-o lună. În fine, asta era un mic amănunt ca să mai condimentăm puțin emisiunea. Dar revenind la Colterm, da, se apropie certificatele verzi, pentru că toată iarna au fost postări minunate, Coltermul merge, stocul... Certificate de dioxid de carbon, ca să le spunem corect. Da, că... de ce a mers perfect? Pentru că a fost o iarnă ușoară. Însă Coltermul însăși, dincolo de cele două societăți fantomă, una de producție, una de transport, acele SRL-uri... Undeva în iunie a trebuit să se întâmple acest lucru. Da. Eu o să vă spun, am spus-o și atunci, le-am spus-o și lor, oriunde s-a întâmplat un astfel de lucru, adică separarea producției de distribuție, asta a dus la faliment. Faliment s-a întâmplat în Bacău, în Constanța, în București, unde radetul a dat faliment. Oriunde ai făcut această separare, urma falimentul, cel puțin pe zona de distribuție cu siguranță, pe zona de producție, iarăși în măsura în care distribuția îți dă faliment, înseamnă că nu-ți plătește producția, deși tu ai marile probleme. Adică e cumva la mintea cocoșului că nu poți să muți niște pierderi dintr-o parte în alta, în speranța că le poți acoperi dimpotrivă. Făcând acest lucru, poți acoperi cu atât mai puțin pierderile din rețea. Și asta vom vedea dacă vor reuși. Părerea mea că nu se va întâmpla nimic în iunie și vor duce mai departe aceste reforme și agonii, pentru că nu există niciun pas și iată, suntem mâine, poimine, în martie, o astfel de structură, ca să o construiești, o structură ca să-ți administreze rețeaua de transport, distribuție, durează destul de mult din toate punctele de vedere, așa că am mari îndoieli că se va întâmpla ceva din punctul ăsta de vedere, dar și mi-aminteam că, de fapt, asta e cumva situația tuturor societăților, sau aproape a tuturor societăților din subordinea primăriei. Toate au trecut la o reducere masivă a profitului, cum e cazul SDM-ului și a cifrei de afaceri, masivă. Profitul cred că este la 20% față de profitul pe care l-aveam anterior și cifra de afaceri undeva la jumătate, iar la STPT, dincolo de văicărerile pe care le auzeam din partea domnului Lațcău și a directorului, vezi, Doamne, ordonanțele guvernului ne duc în situația asta în care nu putem să prestăm efectiv serviciul de transport, pentru că șoferii trebuie să facă ore suplimentare, nu pot să depășească salariul directorului. Directorul săracul s-a trezit cu salariul înjumătățit. Nu mai are salariul mai mare decât Iohannis. E o tragedie și asta. E o tragedie, dar a uitat să spună de ce s-a întâmplat tragedia asta, pentru că ordonanța respectivă spunea așa: trebuie luate măsuri la societățile cu capital de stat local sau național, care au acumulat pierderi în ultimii ani. Ori STPT nu a fost niciodată pe pierdere până în anul de grație 2021, iar în 2022 au reușit pierdere de 10 milioane, peste 10 milioane de lei. Și pentru că ei contrazic informația asta pe care o spuneți. Cum să contrazice? Că e bilanțul, adică bilanțul contabil e pe site. Există bilanțul și există spre ghinionul lor. Există un audit. Nu știu dacă știți de el, probabil că știți, poate îl și aveți, nu știu. El există, eu l-am văzut, poate am și o copie, nu sigur, trebuie să caut prin cămarul pe acolo, printre sacoși. Eu... Poate am o copie de la auditul ăsta care contrazice total toate minciunile despre STPT. E în spate la castraveți. În spate la castraveți murați, da. Între Șuncă și Paris, prima la dreapta. Așa, și eu aș vrea să vă mai întreb, ca om care ați deținut funcția de viceprimar și ați avut în subordine direcție anumite pârghii, aveți experiența pe care o aveți și aici în comisie, da. Toată experiența asta noastră adunată în administrație și în managementul a ceea ce înseamnă un oraș, cu tot ce implică el. Cu ce oraș ați asemănat din punctul ăsta de vedere Timișoara în momentul ăsta? Ce oraș v-ar veni în cap? Nu am un exemplu. Au mai trecut prin perioade proaste și alte orașe. Real, poate că nu le-am cunoscut eu neapărat situația, dar sigur că poate din afară, și dacă lucrurile acestea nu sunt explicate, pare că doar filmulețele și faptul că, da, până la urmă, din punct de vedere economic, Timișoara continuă să performeze, dar nu din vreun sprijin pe care l-ar acorda administrația întreprinzătorului român sau străin, indiferent de tipul lui, nu creează poate un sentiment de scădere semnificativă a calității vieții, doar că rolul administrației este să crească calitatea vieții, nici măcar să o țină constantă, și asta o face în condițiile în care bugetul Timișoarei, din nou, nu din vreo hărnicie a administrației, sau ci pur și simplu pentru că așa s-a întâmplat, este astăzi, din punct de vedere al veniturilor, cu undeva la 45-50% mai mare decât cel pe care l-aveam noi la dispoziție la momentul respectiv. De ce? Pentru că cotele din impozitul pe venit al salariaților din zona Timișoarei a crescut, da? Acum este o cotă mai mare care intră în bugetul local versus bugetul național față de înainte. Faptul că între timp guvernul a preluat cheltuielile de la mare parte dintre cheltuielile filarmonicilor, teatrelor, care erau pe zona bugetului local, din cheltuielile sociale pe care noi trebuia să le plătim atunci, mare parte dintre ele ale persoanelor cu handicap. Și condiții ar fi fost de creștere masivă. Strună. Așa e. Ori lucrurile astea nu s-au întâmplat și dimpotrivă. O grămadă de lucruri blochează ceea ce alții au imaginat pentru acest oraș. Și cred că dacă pur și simplu s-ar fi limitat la a executa corect și la timp lucrurile pe care le-au avut în greaua moștenire, am fi avansat cu mult mai mult. Să vorbim despre numărul de turiști din Capitala Culturală Europeană, care e mai mic decât cel din 2019, să vorbim despre faptul că o capitală culturală, dacă îmi permiteți, foarte scurt am să spun, am spus-o și când s-a derulat, era în plină derulare, o să o spun oricând. Marea mea decepție, da, oameni buni, împărtășiți sau nu, simt nevoia să mă repet, nu a reflectat mai nimic, de fapt, despre oraș, despre Timișoara. A fost așa un fel de circus, s-a băgat la malaxor foarte mult dintr-o zonă de importuri de pe toate culoarele și practic n-ai prea găsit Timișoara în filmul ăla. Deci asta e marea. S-a imbucat multicultiul, s-a făcut aici o salată pusă pe schele, dar care nu a reflectat mai nimic din orașul viu și din trecutul acestui oraș și din noi. Puține momente faine nu sunt de fapt făcute cu aportul primăriei. Ai avut niște expoziții extraordinare la Muzeul de Artă, dar alea n-au venit de la primărie, da? Deci Braunel, Brâncuși, au fost ale Consiliului Județean. Cumva asta aș vrea să spun, că suntem suntem abia în februarie. Capitala culturală s-a închis de foarte puțină vreme și dacă este noi, cetățenii orașului, să ne aducem aminte ce a fost capitala culturală, sigur că e partea de Consiliul Județean, unde la rândul meu am fost implicat și care înseamnă Brauner, Brâncuși și alte expoziții importante, dar înseamnă și festivalurile importante, Flight, Codru, Festivalul de Jazz, Festivalul Luminilor. Acestea sunt în gestiunea partenerului minoritar, pentru că Consiliul Județean a avut practic 20% din această capitală culturală europeană. Toate aceste lucruri au rămas cumva, cred eu, în mintea oamenilor. Mie însă mi-e foarte greu să-mi aduc aminte de un proiect al primăriei acum, la 2 luni, abia după Capitala Europeană a Culturii. Am avut deschiderea cu vestitul taraf, care, mă rog, a avut o legătură cu Timișoara, cum am avut eu legătură cu Caliu, iar schela minunată din centru și o închidere, să zic, decentă pentru un festival pop, mai mult sau mai puțin. Da, mai puțin pentru un festival de teatru de la Brăila a arătat perfect. Da. Și cam asta a fost și totuși s-au derulat niște și totuși s-au cheltuit vreo 44 de milioane de euro sau cât a fost toată jucăria asta cu totul. A fost foarte mult. Din păcate, oportunitățile au fost ratate din punctul meu de vedere și sigur că voi auzi că de fapt în viitor ne vom întâlni cu Acum abia am pus prestigiul și am pus Timișoara pe harta Europei și apoi turiștii vor veni. Dacă nu eram acolo, știți, deci au fost nevoie de niște schele să ne, ca să ajungem în Europa. Eu când aud din astea îmi și ca să ajungem în Time Magazine, unde de fapt n-am ajuns. Am ajuns pe site scris de colaboratoare. Din păcate însă, în istoria capitalelor culturale europene, nici o capitală culturală europeană nu a avut o scădere a numărului de turiști. Unii au avut mai puțin, unii au avut creștere de 9-10%, alții au creștere de 40-50% a numărului de turiști. Eu nu mi-amintesc și am studiat fenomenul ăsta, că a făcut parte din viața mea cumva capitala asta culturală europeană timp de aproape 12 ani. Nu știu vreo capitală culturală europeană care să fi pierdut în număr de turiști, așa cum am făcut-o noi. Și mă gândesc cum ar fi arătat cifra turiștilor fără Brâncuși, fără Flight, fără Jazz, fără Browner, pentru că nu era obligația Consiliului Județean să se implice în treaba asta, a făcut-o pur și simplu pentru că se vedea că șansa este ratată. Chiar îmi pare foarte rău, pentru că e totuși efortul unor oameni timp de foarte, foarte mulți ani și nu a fost ce trebuie. Ne apropiem de final, aș profita de prezența lui Dan Diaconu aici pentru a discuta și cu politicianul Dan Diaconu. Iată, avem un scenariu în plină derulare de comasare a alegerilor. Semnalele care vin de la vârful coaliției aflată la guvernare sunt că s-ar putea merge în echipe. Ce știți în acest moment? Cum arată... Cum arată situația cu aplicare pe Timișoara? 28 februarie, zi istorică, toată lumea e isterică pe telefoane, pe WhatsApp, politica a luat-o razna. Cum o vedeți dumneavoastră care este și de astea, sigur că da. Cu siguranță. Astăzi a fost o ședință a coaliției, nu cred că a fost finalizată în vreun fel, dar altfel, din punctul meu de vedere, comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentară este absolut benefică din multiple motive și nu e cazul să le enumăr pe toate, dar măcar cel de prezență este unul esențial, cel de cheltuieli este unul la fel de esențial, dar sigur, democrația costă, însă 4 rânduri de alegeri erau estimate la 13,9 miliarde de lei, adică nu erau 2 lei pe care să-i aruncăm în Bega, iar lucrul ăsta cred că este... Deci la este capitolul ăsta al economisirii am vorbit de câteva miliarde bune, în mod cert. Cu siguranță și din punct de vedere al participării și din punct de vedere al tematicii. Nu sunt tematici diferite administrația locală cu valorile europene, nici pe departe. Dimpotrivă, cred că au un mix foarte bun. Alegerile europarlamentare, în general, în România, au fost de obicei deturnate către alte teme. Rar s-a vorbit efectiv despre Europa, despre Bruxelles, despre viitorul nostru în Europa și așa mai departe. Da. S-a vorbit despre cu totul altceva, în general. Iar acum, eu cred că e un moment bun ca și, iată, nu suntem singuri în Europa mare, multe dintre state deja au adoptat treaba asta, pentru că calendarul ăsta cumva e normal și se va întâmpla. Despre credeți că la Timișoara se va înscrie pe lista orașelor candidați comuni? Comunicările pe care le primim și noi și le vedem în mod public, există o serie de puncte fierbinți din punct de vedere al coaliției de guvernare din momentul de față, unde se consideră că ar putea să fie o abordare comună a fenomenului și Timișoara a fost menționată în general printre acestea, alături de Brașov, de uneori de București. Rămâne sigur că sunt decizii politice la care eu nu am acces din acest punct de vedere, se vor purta aceste negocieri și e o variantă pe care nu o exclud din punctul meu de vedere deloc. Vom afla probabil în zilele următoare cum se... Da, și sprijinul PSD închide acest subiect. Cred că poate să fie unul important atât la Consiliul Județean pentru noi cât și la Primăria Timișoara. ca de final, așa, Mircea. Eu sunt foarte curios dacă ar trebui să se întâmple chestia asta în perioada imediat următoare, să se adune așa, cifră cu cifră, milion cu milion, și să se realizeze o dimensiune cifrică a dezastrului. Pentru mine e un dezastru când aud câte sute, zeci și sute de milioane de lei s-au pierdut, implicit de euro, când faci transformările. Numai de la Colterm, amenziile alea, pe care o să vedem ce film a fost și acolo 2 ani la rând, accepția amenzii, în al 3-lea o dai la sucit, că dai totuși niște bani, să vedem ce se întâmplă acum. Numai de acolo am rămas cu cât? Vreo 30 și ceva de milioane de euro. Da. Bani care, până la urmă, de la noi pleacă. Cu siguranță vom vedea cum se va întâmpla, pentru că, da, acești bani trebuie să fie recuperați mai devreme sau mai târziu de către administrația Fondului de Mediu, cea care, mă rog, este cea care este îndăituită să recupereze acești bani, dar nu sunt doar aceștia. Credeți că dacă STPT-ul pierde 10 milioane, acești 10 milioane mai devreme sau mai târziu nu se vor regăsi fie într-un transport public mai prost, fie mai devreme sau mai târziu în banii pe care îi plătim noi? Da. Faptul că s-au pierdut banii din fondurile europene nu se va regăsi în banii timișorenilor din bugetul local. Creditul pe care a fost luat și care a crescut în gradul de îndatorare, chiar dacă e pe zona fondurilor europene și nu se comunică oficial, cu 60-70% pentru Timișoara, acesta va fi plătit din neant? Nu, va fi plătit tot din bugetul local. Și nu, o precizare, taxe nu e așa cum ni se prezintă uneori și șerpuiește informații că banii europenilor, banii ăia care vin ca sursă europeană de finanțare, conțin bani plecați din România. Ca să ne înțelegem, bani la care avem tot dreptul. N-a scos neamțul austriacul din buzunar să ne dea nouă pentru uite, luați, faceți voi de un tramvai acolo. Deci nu e așa, acolo e oală comună, toți contribuim și toți avem dreptul să luăm de acolo. Și avem obligația, dar avem și obligația să ne facem treaba și să-i cheltuim, pentru că altfel balanța asta ajunge din ce în ce mai prost, adică banii pe care îi dai, sigur că te aștepți, pentru că totuși este o regiune mai puțin dezvoltată a Europei și sigur că coeziunea asta înseamnă că vin mai mulți bani decât dai, dar dacă nu ești capabil să-i cheltuiești, ajungi la un moment dat ca lucrurile să echilibreze și banii pe care îi dai să fie cam tot una cu cei pe care îi iei. Iar performanțele actualilor nu sunt în această idee, cu siguranță. Bun, ca și concluzie la emisiune, cum vede Dan Diaconu anul 2024 din punct de vedere politic, administrativ și, în general, vis-a-vis de Timișoara, de mersul acestui oraș? Cum îl vedeți? Eu mă aștept ca timișorenii să înțeleagă, și cred că marea majoritate dintre ei deja au înțeles că acest experiment trebuie să fie oprit în iunie și lucrurile trebuie să meargă din nou mai bine pentru oraș și pentru fiecare dintre noi. Experiment din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere al comunicării și a filmulețelor, cât și a tuturor lucrurilor, a tuturor ideilor care se întâmplă în oraș și care al lor și care nu fac altceva decât să enerveze, să șicaneze și să crească oarecum un sentiment negativ din partea oamenilor. Că vorbim de pierdere de locuri de parcare, că vorbim de sensuri unice, pentru că la asta se reduce inițiativa lor. Nu aruncă o pistă de biciclete într-un loc în care nu circulă biciclete, dar reușesc să enerveze un întreg cartier pentru că au schimbat, între Calea Șagului și Budai de Leanu, sunt toate sensurile unice, schimbate. Oamenii nu mai știu cum să iasă din propriul lor cartier, nu? De-am numărat stâlpișorii de pe strada primarului, că acolo locuiesc. Nu, Transilvania, una dintre cele mai aglomerate străzi, nu mai are locuri de parcare. Și așa mai departe, o grămadă de astfel de lucruri care în sine nu și-au sensul, că nu fac parte dintr-o strategie efectivă de promovare a mersului cu bicicleta, pentru că atunci am vorbit despre niște piste coerente care au un traseu pe care l-ai studiat și unde știi că oamenii vor merge cu bicicleta, aruncarea unor astfel de elemente pur și simplu pe piață, pentru că, și repet, pot părea minore, dar acestea sunt singurele idei noi care au apărut în această perioadă. Da. Repetând și cumva revenind, cred că toate aceste lucruri vor duce la un alt deznodământ în, sper eu, în iunie la alegeri și vom reveni pe o altă cale pentru oraș. Bună, Dan Diaconu, vă mulțumim. Eu vă mulțumesc mult. Hai că ai ieșit super franșează. Mulțumim, domnul Diaconu, vă mai așteptăm pe la noi, pe la emisiune și vă mulțumim. E chiar o atmosferă absolut spectaculoasă și perfectă pe care o creați aici. Mulțumesc! Mulțumim, dragi prieteni, pentru că ne-ați fost alături și vouă, dragi mai puțin prieteni, așa cum obișnuiesc de o vreme încoace să vă se pare că n-am fost breați. Ne-a ieșit azi, da. Astăzi am ieșit la asta. Putem să sărbătorim cu apă plată. Așa e. Să rămână, dragi prieteni, mai bine!